Bună ziua, dragii mei iubitori de animale de companie și nu numai. Sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai, iar în acest episod vă voi prezenta vouă rasa de câini, Pe chinez. Pecinezul e cunoscut din cele mai vechi timpuri în Tibetul din China, de acum 2000 de ani, și e întâlnit în arta budistă chineză. La curțile imperiale era nelipsit. Împărații acelor vremuri au interzis exportul acestor patrupe de dragi nouă, iar cei ce încălcau aceste legi imperiale erau pedepsiți cu moartea. După revolta boxerilor din anul 1860 și invadarea curții imperiale de boxeri, câteva exemplare din această rasă, în cazul de față pe chinez, ajung în Anglia, unde imediat sunt apreciați datorită felului lor de a fi cât și a calităților lor incontestabile. Pecinezul e un câine inteligent, afectuos, curajos, îndrăzneț, vesel, jucăuș, plin de viață, aș mai putea spune. Datorită mersului său, ușor legănat, săltăreț, oscilant, pe chinezul ne dă impresia de demnitate, curaj, independență. De aceea a fost numit și micul leu de Pechin. Iubit de împărații tuturor vremurilor, Pechinezul a fost și este dorit de toți oamenii iubitori de patrupe de canine și în zilele noastre. Această rasă de câini ne uimește pe toți datorită felului lor de a fi și a atașamentului lor față de oameni. Pechinezul are un cap mare, elat între ochi și plat între urechi, are un bot lat, scurt și cu riduri, dotat cu fărci împreunate, fără posibilitatea de a se vedea dinții și limba, ochii sunt de culoare închisă, rotunzi, mari, urechile atârnă pe lângă cap, în formă de inimă și sunt împodobite cu un păr lung. Pe chinezul are un corp scurt, pieptul e lat, spatele e drept, pe întreg corpul. Picioarele din față sunt groase, scurte, cu oase puternice și antebrațe ușor arcuite. Labele picioarelor din față sunt întoarse înspre afară. Picioarele din spate sunt solide, verticale. Pe chinezul are un păr lung, drept și aspru. Pe coadă, urechi și picioare, părul e lung, atârnând în jos, iar pe umeri are o coamă bogată. Ca un guler în jurul gâtului, asemenea unui mic leu. Pekinezul are o gamă variată de culori ale blănii sale, orice culoare e permisă, aș putea spune. Culorile pechinezului sunt galben-auriu, roșcat, negru, alb, etc. Coada pechinezului e lungă, orientată în sus și curbată spre spate. Înălțimea pechinezului e între. 15 și 30 de centimetri și are o greutate între 2 și 8 kg maximă. Dar de obicei, exemplarele din această rasă sunt ideale ca și greutate între 3 și 5 kg. Caracteristica acestei rase este o satura puternică. Pe e un câine de talie mică, poate fi ținut ușor și în apartament, recunoaște un singur stăpân, nu socializează cu alte animale din jurul său, iubește copiii, sunt suspicioși cu intrușii nepoftiți și cu străinii și pot deveni lei cu ghilimele de rigoare din punct de vedere a comportamentului lor în astfel de situații. Trebuie periați zilnic, fiindcă pierd păr permanent. Pechinezul e un câine mereu atent, agil, E un câine de alertă, de aceea veți fi avertizați prin lătratul specific acestei rase din timp. Trebuie să îi asigurați un spațiu ușor călduț, fiindcă nu e adaptat la spații reci și se poate îmbolnăvi în mediul rece. Oamenii ce au un pechinez sunt persoane independente și cu un bun simț al atenției dezvoltat, sunt ambițioși și greu de supus de către autorități. Ușor extrovertiți, aș putea spune, iar dacă vă regăsiți în acestea de mai sus, această rasă e numai bună pentru dumneavoastră, chiar o recomand tuturor. Pechinezul nu are mari probleme de sănătate în timpul vieții sale. Dacă e iubit, îngrijit bine, corect, beneficiază de o alimentație corespunzătoare din partea stăpânului său, e ferit de frig, curenți de aer sau călduri excesive. Dar uneori mai pot apărea probleme, respiratorii, luxația rotulei, obezitate, hernie de disc sau răni provocate din cauza altor câini mai mari și mai invidioși pe dragostea, iubirea și atenția oferită de stăpânul său acestei rase, în cazul de față, pe chinezul. Dragii mei, sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest episod destinat rasei pe chinez. Vă aștept și la următoarele episoade pentru a cunoaște împreună și celelalte rase de câini, pentru a ști cât mai multe despre animăluțele noastre de companie pe care le iubim cel mai mult. Dacă v-a plăcut acest episod, vă rog, abonați-vă, fiindcă îmi doresc să fim cât mai mulți iubitori de animale pe acest canal unde ne vom ajuta împreună să creștem atât noi, cât și aceste ființe iubite din cele mai vechi timpuri. Nu uitați de like, share și subscribe. Pe curând, Cătălin.